seara, Șmilinez, Vilează, Fonea, exercițiu de matematică. Așa, dragilor, pornim repede treaba și spunem așa. Daria are o sumă de bani. Daria are o sumă de bani. Mama o trimite la piață. Da? Să cumpere. Să cumpere trei kilograme mere pe care dă o cincime din sumă, o cincime din sumă, două kilograme pere pe care dă să spunem două trei pătrimi din de pere. Da, sumă. Trei pătrimi din sumă. Adică trei sferturi. Da. Trei sumă. Dacă Daria se întoarce, se întoarce acasă cu face acasă cu, hai să zicem, cu 5 lei, cu 5 lei, așa, să se afle, două puncte, ce sumă a avut. 1. A doua întrebare. Cât costă un kilogram de mere? Și 3. Cât costă un kilogram pere? Daria are o sumă. Merge să cumpere 3 kg de mere, 2 de pere. Pe mere dă o cincime din sumă, pe pere dă 3 pătrimi din sumă. Păi, domn profesor, înseamnă că dacă vorbesc pe pere, i-a dat 3 sferturi, adică o jumătate și un cuvânt sfert. Și înseamnă că ei au mai rămas, i-a mai rămas într-un fel 1 pe 5, că trebuia totuși să ia 1 pe 5, să ia 5 pe 5, știți? Și mă gândesc că a mai rămas 5 pe 5, din cât avea. Da. Și ea luând 1 pe 5, acele 4 segmente care ne-au mai rămas, ar fi însemnat cei 5 lei rămași. Dar atunci ar fi trebuit să fie multiplu de 4, nu de 5. Păi să mai citim o dată, nu? Mai citim problema o dată. Păi Daria are o sumă de bani. O sumă. Deci are niște bani. Da. Trebuie să cumpere 3 kg de mere și 2 kg de pere. Exact. Pe mere dă o cincime din sumă.
Din toți banii care îi are în buzunar. Da. Și pe pere dă 3 pe 4 tot din toți banii care îi are sau din ce a rămas? Din toți banii. Din toți banii, 3 pe 4 dă. Da. Să se afle ce sumă ai avut în buzunar și cât costă un kilogram de mere. Hai să mergem așa. Dă 3 pe 3 din rest. Hai să zicem din rest, da? Rest, ca să fie mai la îndemână. O să vedem și când zic da. De ce a rămas, da? Deci 3 pătrimi din rest. După ce ai cumpărat cele 3 kg de mere. Mere, da. Hai să ne gândim, cum să facem cu segmente. Suma de bani o reprezentăm într-un segment mai lung, da? Începem da. Așa, copii? Cassandra. Nu Cassandra, Flavia. Deci, Flavia, reprezentăm printr-un segment suma pe care a avut-o la început Daria. Fiindcă vorbim de o cincime, înseamnă că o să împărțim suma de bani în câte părți? De bani. Vorbiți, copii. Daria? În cinci. Bravo. În cinci. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmente. Și ea cumpără 3 kg de mere pe care dă o cincime. Cât dă? Cât ai cheltuit din banii care aveai? Un segment. Bravo, Flavia. Da. Deci pe asta e pentru mere, da? Da, 3 kg de mere. Pentru mere. Bun. După aceea problema zice că mai cumpără 2 kg de pere pe care dă 3 pe 4 din rest. Adică, care e restul, copii? Haideți să gândim. Din 4 segmente. Adică, segmente e restul. Și cât dă? 3 din ele. Bravo. Stai, deci ăsta este restul. Da. Restul e 1. Da. După ce au cumpărat merele. Adică un segment. Da, stați. Acum cumpără și perele, 3 pe 4. Deci pentru pere. Și a mai rămas... Da? Pentru pere. Ia uite. Pentru pere, aceste 3 segmente. Corect. Da, și înseamnă că segmentul care a rămas înseamnă la cel 5 lei. Și acum vedeam. Și așa, suma ei totală o să fie 5 ori 5. 30 de lei. 25. Acum vedem, stați, nu vă grăbiți, mai copii. Haideți să vedem, suntem la pere. Deci suntem la pere. 2 kg de pere. Pere. Da. Pere dă cele 3 pătrimi din rest. Corect. Am avut baftă mare, că au rămas 4 segmente. Și am putut să luăm 3. Și am luat 3 din ele. Am avut șanse mari. Sigur că. Că dacă puneam problema altfel, o să vedeți, din toată suma a fost complicată problema. Dar așa, autorul a fost drăguț. Și... Da, nu contează. Așa, m-am gândit-o pe moment. A fost drăguț și ne-a dat așa că pe pere dă în continuare 3 pătrimi din rest. Zi, Flavia. Deci înseamnă că 3 kg de mere costă un segment. Dar stai să mergem cu problema până la sfârșit. No, deocamdată ne interesează segmentul. Faptul că am cheltuit 3 pătrimi și pe pere din sumă și spune i-au rămas 5 lei. Care? Unde punem 5 de ăsta? Un segment. Asta este. Dacă există și așa, am răspunsat doar de cele 3 întrebări. Un kilogram de mere costă 5 lei. Hai să nu ne grăbim, că nu le place așa mai încet. Un kilogram de pere costă 3. Nu știu, 5 lei. Nu te grăbi, corect. Deci, deocamdată, știu că este înseamnă 5 lei, da? Înseamnă 5 lei, corect. Da? 5 lei înseamnă acest segment de aici. Da? Restul cu care se întoarce acasă, da? Ier 2. Da, este iar 2. Și acum să luăm prima întrebare, copii. Ce restul... suma 5 ori 5. Care ce se suma a avut Daria? 25. Corect. Un kilogram de... Cât costă un kilogram de mere? Aici a plăcut. 5 lei. Ei, da. Deci, pe îi dă o cincime, 3 kilograme. Pe 3 kilograme, corect, Flavia. Deci 5 împărțit la 3 și ne dă pe rest. Corect, 5 împărțit la 3, corect, domn profesor. Iată că 5 lei dă pe cele 3 kilograme. Că n-ați spus că cumpără 1 kilogram de mere, ci 3 kilograme de mere. Da. Așadar, 3 kilograme mere costă, cât costă? 5 lei. O cincime. Da. Da. Și atunci, 1 kg mere. Cât o să costă? Egal. Cu 5 împărțit la 3. 1,2. 5 împărțit la 3, care se scrie ca fiind 1 supra 3. Nu, pardon, 5 supra 3.
5 supra 3, da? Ca fracție. Ca fracție, că suntem la fracții. Deci 5 împărțit la 3 se scrie ca fiind 5 pe 3. Atâta, a da, 5 lei împărțit, 5 împărțit la 3. Adică și cam cât face leu... 5 împărțit la 3? Mai mult de un leu. Ce 1,2. Hai să facem împărțirea asta, mă. Hai să facem pe doar 5, asta e vorba. De 5 împărțit la 3, care înseamnă 3 în 5 merge odată, 1 ori 3, 3, 2, restul 2, da? Mi-a rămas 2 lei, dar pe care trebuie să-i împart cât mai exact. Mai adaug un 0. Punem virgula și mai adaug un 0. Punem virgula, pe urmă, ne închipuim că aici este virgula pusă, punem un 0 și 20, 3 în 20, 8. De 6 ori, 6 ori 3, 18, și iar 20, și iar 20, și iar 6, și iar 6, și nu se mai termină 6, și iar 20, și iar 6, și tot 6, 6, 6. Un leu, 66, 66, 66, 66. La nesfârșit, dacă am lăsat să facem împărțirea asta, nu se termină niciodată. Mult până îmbătrânim și lăsăm și la copii și la nepoți, nepoți, nu s-ar termina niciodată. Că o să dea 18 ani. Și atunci se obișnuiește să se scrie așa, 1 virgulă, fiindcă ăsta se repetă continuu, continuu, se pune într-o paranteză. Adică 6 repetate foarte multe ori. De asta găseam eu 1 virgulă, într-o paranteză 6 pe 2, sau așa. Nu pe 2. Sau nu pe 2. Și avea 1, perioadă 6. 1, perioadă 6. Adică grupul de cifre care se repetă, care e în parantezele, da, se repetă la nesfârșit. Dacă o să vedeți vreodată 5,23, așa, într-o paranteză, înseamnă că e vorba de scrierea asta. 5,23, 23, 23 și tot așa. Grupul acesta se repetă la nesfârșit. Ați înțeles? Ia uitați, da? Că m-ai învățat ceva azi. Deci, noutatea este că există și numere de acestea zecimale, că fracțiile, iată, fracția 5 pe 3, poate fi surprinsă ca un număr cu zecimale. Adică, facem împărțirea și când nu mai avem ce coboră, punem virgulă, după care continuăm împărțirea punând câte un zero. Punem câte un zero și continuăm la nesfârșit. Așa se întâmplă uneori împărția se face exact. Corect. Bunoară, hai să vedem cât ar însemna. Acum la pere ne iese, la pere. Da, suntem la pere. La pere. La pere facem 5 împărțit la 2. Ei, da. Numai întâi facem 5 ori 3. 5 ori 3, că sunt 3 segmente. Și după facem 15 împărțit la 3. La 2, puiul de când 2. La 2. Și ne dă 7 restul. 7,5. 7,5. 7 lei și 50 de bani. Exact. Viața practică, da? 7 lei și 50 de bani. 7 lei, 50, deci te-ai păcărit aici. Ai vrut să-l împarți pe 5 la 3. La 2. Vezi? La 2. Dar sunt 3 segmente și un segment de 5. Sigur că da. Îți mai întâi faci Davide, multă grijă. Nu ne lăsăm păcăriți de... Deci nu întâmplător 3 pătrini și 2 kilograme. Vezi, pe pere am dat 3 pătrimi, 3 segmente de asta, un singur segment de 5 lei. Deci perele valorează 15 lei, da? Pe pere. Deci, iată, spunem... Să împărțim, domn profesor, ca să facă și împărțirea asta, nu? 5 împărțit da, la 2. Da. Și acum zicem așa. 3 kilograme pere, nu 2, 2 kilograme, da? 2 kilograme pere costă 15 lei. 15 lei. Da? 1 kilogram pere costă 15 împărțit la 2. Hai să facem împărțirea. Păi de 7 ori, că de 14. 15 împărțit la 2 este egal de 7 ori, 7 ori 2. 14. De unde e rămâne 1, nimic. Da, nu mai am ce coborâ, punem virgula. Și coborâm un 0. Coborâm un 0. 10 împărțit la 2, 5. Deci o să fie 7,5. 7 lei și 50 de bani. Cum n-ai înțeles? 10 împărțit la 2, 5. 5 ori 2, 10, Davide. Deci, 7 împărțit la
15 împărțit la 2 face 7, rămâne 1. Deci 7 lei și 50 de bani costă kilogramul de pere. Răspunsul. Ce sumă a avut Daria? Hai să spunem ce sumă a avut. 25 de lei. Deci pentru 1 ies egal cu 2, cât? 25 de lei. 25 de lei. 2. 1 kilogram mere. Mere. 1,6 lei. Și dați să spun. Adică acum voi știți, 6 lei ăla se repetă la nesfârșit. Adică 1 leu și 60 de bani. Și 66 Vreți să vă spun ceva? Da. Uitați că... Și că 1 kg de pere să te aveam problemă. 2, 3 și 1 kg de pere costă 7 lei și 50. Da? 7 lei, 50 lei. 7 lei și 50 de bani. Așa. Domn profesor, eu am sesizat ceva la ei. Niciunul, deși este o problemă ușurică, niciunul n-a avut curaj să plece în raționament. Să intre în problemă. Să intre în problemă. S-au speriat, nu ați judecat clar și limpede. Mie nu mi-a fost clar că voi ați înțeles. Flavia un pic a fost mai... Hai să vedem, mai atent da. Un pic. Și a intrat. Daria. Ce s-a întâmplat? Problemele astea sunt nimicuri pentru exact. Ce am făcut. Da, dar eu am înțeles. Da, dar eu n-am înțeles că tu ai. Hai să vedem, care a fost misterul. Mai începem, o să dau imediat o altă problemă. Mie mi-a place să aveți curaj de acum la cât ați învățat cu domnul profesor și să ziceți, facem un segment care se reprezinte suma, îl împărțim la atât, să vorbiți. Da. Adică n-aveți voie să vorbiți deloc, exact. Pentru că astfel de probleme înseamnă așa, prin metodă figurativă o să vedem. Toată suma o reprezentăm pentru un segment. O să vedem ce înseamnă mai întâi o cincime. Corect. Învățăm segmentul în 5, adică să intre în problemă rapid, fără să stăm pe gânduri. Asta vreau de la voi, că sunteți de acum bun. Da. Bun. Am să modific un pic problema și am să zic așa. Că Daria dă 3 pătrini nu din rest. Da? Nu din rest, ci din toată suma. Adică 5, din 25? Nu știm cât 25. Păi dacă avem o suma. Dar știm nu. Atenție, jocul este complicat acum. Păi le putem... Deci, spune-mi așa. Din suma. Suma inițială, da? E? Acum. Păi facem mai întâi un segment. Da. Și îl împărțim mai întâi în 5. Da, de acord. Așa. Și, deci mai întâi haideți să facem segmentul și apoi să vă... Bun. Deci facem deci, așa, un segment mai mărice. Iau din nou aceeași idee, nu? Da. Spus, un segment. Și așa, faceți un segment mai măricel. Îl împărțim în 5, că vorbim de o cincime. Da. Și aceste pe care consumăm da. Pentru... Aha. Cele 3 kg de mere. Vorbim da. Și aceste segmente le împărțim în 4. Fiecare în 4. Pentru că totuși noi trebuie să iau 3 pe 4 din acea sumă. Și atunci fiecare din acel 5 segment, o să le împărțim în 4. Da, e clar. Dar nu doar 3, le împărțim în 4. Pe toate. Și o să avem 20 de segmente mai așa, micuțe. 20 de segmente micuțe. Așa. Și eu atunci, eu dacă am 1 pe 5 din sumă, o să iau un segment întreg. Adică un segment din cele 5. Și de la 3 pe 4, voi lua dintr-un segment, voi lua 3 din acele mici. Voi rămâne cu voi rămâne cu 3 segmente și încă un segment mai micuț. Nu, mama, 3 pe 4 din sumă. Păi nu da. Din următorul segment. Din sumă, din tot. Păi da, mama, din tot. Adică și la plăcere de tot, din tot. Din ne luăm un segment mic. Da. Păi respectăm prima oară. Nu. Ce?
Da. E tot să zicem că rămân 5. Da, trebuie să schimb. Nu, da. O să vedem, schimbăm îndată, dar să vedem bine problema. Deci o cincime din sumă, trei pătrimi din sumă și îi rămân, da, ce sumă să vedem? Facem fiecare secvență în patru. Deci Daria merge cu ideea să împart încă o dată în patru, pe fiecare în patru, din motiv foarte precis, pentru că uneva merge cu pătrimea, nu? În discuție, și atunci tu simți nevoia ca întreaga sumă să fie fost și în patru împărțită, și în cinci și în patru. Stai, domn profesor, am o idee. Deci după ce am împărțit, cum trebuie, da, le-am împărțit. Acum mi-am dat seama că eu nu trebuie să iau din următorul segment, adică trebuie să intru pe o sumă. Și m-am gândit să îl împar pe 20 de segmente mai micuțe, vorbesc, la 4. Ce faci în patru, bă, la 4? La 4 și în de la 5. Micuț? Da, de acela micuț. Și îl împar la 4 și fac 4 ori 12 și atunci trebuie să iau 12 segmente. 12 segmente pentru a fi cele 2 kg de mere. Și luăm 12 segmente și după ce luăm 12 segmente luăm și 1 pe 5. Bun. Daria, suntem în perioada de încercări, nu? Da. Deci încercăm tot felul, mintea ne încercăm să o organizăm. Și tu ai sesizat, Flavia. Flavia, ideea este așa, că în momentul în care vrea să vadă trei pătrimi din toată suma, după ce o împărți la 5, e o altă problemă. Trebuie să aibă și la 4 împărțit. Și atunci mai bine să împărțim tot segmentul ăsta în 20 de segmente micuțe. Deci tot segmentul ăsta în 20 de segmente. De ce în 20 de segmente? Pentru ca să putem vorbi și de cincime, și de să se facă 20 la 5. La 5 la 4, corect. Și atunci, hai să vedem așa, o cincime, eu zic că este egal cu 4 pe amplificăm cu 4, Daria. Aici e șmecheria care vreau să vă împrumut acum să vă arunc, să vă arăt. 4 pe 20. Înmulțim cu 4 și face 4 pe 20. Da? 4 pe 20 din sumă. Iar 3 pătrimi din sumă, 3 pătrimi din toată suma, înmulțim pe asta cu cât cu 5, ca să am același numitor, și o să însemne 5 ori 3, 15 pe 20. Și acum e foarte clar că noi lucrăm cu unitatea de măsură 1 pe 20. Adică și 4 le dă. 4 le dă pe mere, da? Și îmi dă 19 pe 20. Și luăm 19 din acele 20 de secunde. Dar nu din 19 fac. Pentru că sunt 4 plus 4 pe 20. 15 pe 20. Deci atenție multe. E foarte tare momentul ăsta. Aici e momentul cel mai tare pentru că, Daria, fiindcă raportăm totul la sumă, și odată lucrăm cu o cincime și primul trei pătrimi, nu ne vine la îndemână decât dacă, așa cum spuneam, să avem același numitor. Adică 4 și 5, pe prima să o aplicăm cu 4, pe cealaltă cu 5 și ducem fracția asta într-una echivalentă, iată matematica făcută, o cincime înseamnă 4 pe 20 și 3 pătrimi înseamnă 15 pe 20. Și atunci pe mere dă 4 astfel de segmente. Adică asta va fi pe mere. Pe pere. Ia să vedem câte luăm pentru pere. Câte spuneți să luăm pentru pere? 15 segmente mici. 15 segmente mici. Sigur că da. 15. 1, 2. Dar atenție. Fiecare în câte am împărțit? În 4, da? Așa. Iar în 4. Iar în 4. Și acum o să am o dată 4 și cu 4 8 și cu 4 12
Și cu cât până la 15? 3. 1, 2, 3. Asta e suma toată pe care o dă, pe care o plătește pentru piere. Piere înseamnă, cât am spus? Pentru piere înseamnă 15 segmente de 1 pe 20. 15. Și rămâne un singur segment care e 5 lei. Da? Un singur segment care este 5 lei. Acum, câți bani a avut Daria? Sau Flavia? Sau cine? Da, da. Câți bani? 5 ori 20. 5 ori 20. 5 ori 20. De ce? 100 de lei. Și pe mere cât a dat? Pe mere. Păi zi odată. Cât ai dat pe mere? Pe mere a dat, păi 15, 20 împărțit la 3. 15 de lei. 15 pe 3 împărțit la 3. Nu, 20 de lei. Păi nu 4 segmente mici, domn profesor, nu văd eu bine? Sigur că da. 20 de lei. 4 ori 5, 20 de lei. Și pe mere cât? Și de 3 kg, dar ia vreau un singur kilogram. Eu am văzut, lasă-te gândit, Daria, nu? A dat 80 de lei. Da, ia să gândi la un singur kilogram. Dar Daria, mama a întrebat, cât a dat pe mere, pe cele 3 kg de mere, 20 da? 20 de lei. A dat 20 de lei. Și pe mere? Iar de pere? A dat... Păi 20 de lei. Dar fără la câte segmente? Am înțeles. 15 segmente ori 5? Cât a dat pe pere? 75. Da? Că poți să faci mai simplu, să faci 20 plus 5, 25 și 100 minus 25, 75. Și așa putem face. Deci a zis pe tot, a dat pe mere atât, i-a rămas 5 lei atât, da, pe diferență, 25 și atunci a făcut așa, din 100 scăzut pe 9 și tot atât de bine. Dar a fost important să sesizați că în clipa în care am făcut raportarea la sumă, fiindcă fac 3 pătrimi din toată suma și odată vorbesc de o cincime din toată suma, trebuie ca pe cele două fracții să le am cu același numitor. Și de aceea o cincime o duc în echivalenta sa, mulțim cu 4 și numărătorul și numitorul, înseamnă 4 pe 20, pe 3 cincimi o mulțesc cu 3 pătrimi. Pe 3 pătrimi cu 5, ca să am 20 și fac 15 pe 20. Și acum problema merge foarte simplu, pentru că pe mere voi spune că am dat, nu? Cât vedeți aici, dacă 5, da? Deci 3 kg mere egal cu 5 ori 4, 4 20 lei. Și atunci am 1 kg. Și 1 kg. Cât costă 1 kg, copii? Așa nu știu, o să fie 1 paranteză 6. Va fi 20 împărțit la 3. 20 împărțit la 3. Cred că dă 6 paranteză 6. În perioadă, virgulă, în perioadă 6. Face de 6 ori 3, 8. Lasă-ne pe noi să vedem. Da? 6. 6 ori 3, 8. Deci mi-și rămâne 20, 20, tot așa, 8, 6. 6, 6, am eu răspuns. Nu, 6, perioadă 6. Nu, cred că e așa 20. 6, 6. 6, perioadă 6. 6, 6, 6, 6 lei. Iar acum Flavia, Flavia o să zicem, pentru 2 kg de pere, pere cât dă Flavia? Egal cu... A zis Flavia, domnul profesor. Flavia, Flavia am zis, da? Da. Egal cu cât am zis? 15. Cât 15 segmente? Nu, 15 ori 5. Un singur segment este 5, da? Deci face 15 ori 5 și egal cu 75 lei. Iar numai un kilogram de pere egal cu 75 împărțit la 2. Și care face? Cât ia faceți voi împărțirea? Face 30, nu 6, cred că. 37. 37,5 lei. Mai fă o dată. 2 în 15,
Da, corect. Da. 2 în 15, de 7 ori. A, da, că e 2. Da, da. Scuzați, de 37,5 lei. Ei, iată că perlele astea sunt sfere de aurii. Da, da. Sunt scumpe. Da, da, da. Am și eu niște probleme frumoase. Da. Mai insist o dată aici, Daria. Vreau să mai faci un problem de secofracțiune. Păi da, care da, da, așa am căutat. Așa. Pentru că este important să înțelegeți ce înseamnă fracția dintr-un număr. Asta am lucrat aici. Da? Mergem mai departe și zicem. Problemă cu fracție. Nu prea mi s-au părut că au fost atrași. Nu, nu, dar reușim acum, reușim acum. Poftim, Daria. Ana, Bianca, Diana și Crina au împreună 28... Ana. Bianca. Dar s-a dorul la căldure? Eu am dat un pic de la căldură. Ana, Ana, Bianca, Diana și Crina. Gura. Ana, Diana, Bianca. Deci Ana, Bianca. Bianca. Bianca, Diana și Crina au împreună 28 de margele. Nu vă desfărcați mai copii, că e frig, da. Uite. 28 margele. Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul margelelor pe care le are, adică A minus 1 pe 4. Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul margelelor pe care le are, Bianca ar avea numai jumătate din cât are, iar Crina, Daria, te rog să închid gura, să auzim problema. Iar Crina ar avea de 3 ori mai multe mărgele decât are, cele 4 prietene ar avea numere egale de mărgele. Câte mărgele are fiecare fetiță? Mai citesc o dată. Da. Ana, Bianca, Diana și Crina au împreună 28 de mărgele. Dacă ar vrea să scrim agregați, ar fi așa Ana plus Bianca, plus Diana, plus Crina, fac împreună 28. Nu puteți să scriem A plus B plus C? Păi asta am scris și noi, A plus B plus C plus D. Sănătate. Da, mulțumesc. Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le are, deci Ana, cu o pătrime mai puțin decât numărul pe care le are, pe 4. Deci le-ar deveni egale dacă. Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le dacă, are. Dacă cu o pătrime adică mai puțin, un, câte are? A minus 1 pe 4. Dacă o pătrime dau deoparte, câte pătrime? O să aibă 3 sferturi. 3 pătrimi. Deci după ce dăm... Și încă ceva. Deci după ce dăm, din Ana o pătrime deoparte... Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le are ea. Dacă dăm deoparte o pătrime... Rămâne cu 3 pătrimi. Deci, din numărul ei, da. 3 pătrimi din 3 pătrimi din A rămân lui Ana. Nu? După ce dă o pătrime, îi rămân 3 pătrimi. Da, profesor, nu puteți spune că A sau că 3 pătrimi din A este egal cu 3 pe 4 ori. A, da. A, trei pătrimi din A rămân lui A. Stați, doamne profesor. Lui A, da. A, citește puțin. Dacă Ana ar avea... Nu se pare corect ca formulare. Mm-hmm. Trei pătrimi din A, egal cu A. Tu ai vrea să notezi așa, cu A mic numărul. Trei pătrimi din A rămâne lui A. Da. Hai să zicem așa, tu, Davide. Davide, să notăm cu A mic numărul de mărgele pe care le are Ana. Ana, da? Scrim așa, A mic. Notăm, așa voi scrie, notăm cu A mic. Cu A mic, A, numărul de mărgele pentru Ana. Da? Numărul mărgele pentru Ana. Și acum, dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime... Hai să notăm. Cu B mic... Numărul de mărgele. Numărul mărgele pentru Bianca. Bianca. Cu C mic... Numărul de mărgele lui Diana. Și cu B mic... Și cu B mic...
Hai număr... să, sau invers să zicem. Nu. Da. N-are importanță. Cu de mic numărul de mărgele a lui Crina. Bun. Acum, dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le are... Ia, să zicem că Ana are așa. Uitați, copii. Ana are... Prin A am reprezentat segmentul acesta, da? Prin A am reprezentat segmentul acesta. Domn profesor, a scris că în loc de C, în loc de C, a scris că e puncte, puncte, D. Da, cu ce? Cu ce am notat numărul de mărgele, numărul de mărgele, ale cui? Ale lui? Uitați, prima fată e Ana, a doua e Bianca, a treia e Diana și a patra e Crina. Și după profesorul la numele, la literele mici a notat în ordine A, B, C, D. Ați înțeles? N-are nicio treabă A-ul mic cu A-ul mare. A-ul mic e numărul de mărgele, A-ul mare e numele fetei, fetița. Da. Să urmărim, să urmărim ideea. Păi da, că nu, așa nu mai e înainte. Ne fragmentăm. Deci... Dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le are... Așa, i-am reprezentat prin segmentul acesta micuț. Știți pe cine am reprezentat? Prin A am reprezentat numărul de mărgele, dar pentru Ana, da? Ei bine, fiindcă vorbește de o pătrime mai puțin, înseamnă că împart segmentul ăsta în câte? În patru. Și... iau, da, îndepărtez o pătrime, da, și rămân trei pătrimi acum. Deci rămân lui Ana. Trei pătrimi din A. Da. Deci 3 pe 4 ori A. Ca asta înseamnă a face trei pătrimi dintr-un număr, înseamnă a mulți pe 3 pe 4 cu A ori respectiv, da? Deci dacă Ana ar avea mai puțin cu o pătrime din numărul mărgelilor pe care le are, Bianca ar avea numai jumătate din cât are. Bianca ar avea numai jumătate din cât are. Bianca nu știu cât are. În alt segment, da? Iar avea numai jumătate din cât are ea. Iată pentru Bianca cu bâmb mic. Da. Crina. Iar Crina ar avea de 3 ori mai multe mărgele decât are. Crina? De 3 ori mai multe mărgele decât are. Are numai segmentul ăsta și acum se pun de 3 ori. Da. Așa. Atunci, cele 4 prietene ar avea numere egale de mărgele. Domn profesor, adică A minus 1 pe 4 este egal cu B minus 1 pe 2 este egal cu C ori 3 și este egal cu D. De aici noi putem să spunem că D este D plus 1 pe 4 este da, egal. Da, vezi tu, aici te grebești un pic. Că zici așa tu. A... De profesor, A ar fi egal, așa zis, A minus 1 pe 4, egal, nu? Cu ce? După ce îi scoatem aia. A minus 1 pe 4, da, ai zis așa, da? Este egal cu B minus 1 pe 2. Egal cu B... Deci minus, minus o jumătate, da? B minus 1 pe 2 este egal cu C ori 3. Egal cu C ori 3 este egal cu D. Așa, C ori 3 și egal cu D. D. Și atunci ce făcut C ori 3? Păi de 3 ori. Zice și că atunci Crina ar avea de 3 ori mai multe mărgele decât are. Atunci, domn profesor, m-am gândit să, că pot să spun că D plus 1 pe 4 egal cu A. Vreau să înțelegi, Tarea, că e incorrect scrierea asta. Adică din A a scăzut 1 pe 4. Adică, cum ai zice, din 5 mere scaz un sfert, o pătrime. Cum? Din, dacă A ar fi 5 mere, să zic, da? Cum să scazi o pătrime? O pătrime din 5. Deci aici trebuia scris o pătrime ori A. Nu știu ca să mă fac înțeles. Din tot A-ul scădem o pătrime din A. Și din ne rămân el. Trei pătrimi de A. Din el, zice domnul. Dar nu poți să spui că ai scăzut din A. Doar pe 1 pe 4. Doar pe 1 pe 4. Este incorrect.
Adică din 5 lei, să zic, scazi, tu vrei să spui cu, din 4 lei, scazi o pătrime. Cât înseamnă o pătrime din 4 lei? Un leu. Cât da? Înseamnă? Un leu, da? Și 4 minus 1 fac 3. Iar când spui din 4 lei scazi 1 pe 4, scazi 0,25 de bani, e altceva. Ai înțeles, Daria? Ce zice un profesor? Deci a minus A pe 4. Asta e. Deci dacă vrei să fii corect, trebuie să spui A minus o pătrime din A, adică înmulțit cu A. Din el. Egal cu B minus o doime din el. Egal cu B minus o doime din B. Din B. Egal cu 3 orice. Egal cu 3 orice și egal cu D. E altă poveste. E altă poveste acum. Da? Deci atenție multă. Pentru că aici A minus o pătrime din A făcea 3 pătrimi din A. Și acum asta ai zis și două profesori. Păi asta spun, de tot mă chinu și spun 3 pătrimi din A. Da? Egal cu... Iar tu ce m-ai condus, cum ai încercat tu, era o greșeală pentru că era scădere din meri peri. Adică sunt unități de măsuri diferite acolo. Da. Deci 3 pătrimi din A egal cu... Cu cine copii acolo? Cu BP2. Haideți. Că din tot B-ul scazul jumătate, rămâne BP2. Egal cu B supra 2. Egal cu 3C. Egal cu 3C. Și egal cu D. Și pe de altă parte nu mai aveam și A plus B plus C plus D egal cu 28? Bă, da. Deci pe de altă parte mai avem ca A plus B plus C plus D egal cu 28. Plus 28 de margini în total, da. Păi, domn profesor. Da, nu dați bucam și pe segmente. Asta, hai să vedem pe segmente, că îmi place mult mai mult pe segmente. Domn profesor, cred că am o idee. Te rog. Deci, mai întâi, scriem pe A ca fiind 4 segmente egale și m-am gândit că dacă 3 pătrimi. Adică că acolo, uite cum am făcut domn profesor. Da, dar... 4 segmente egale, o pătrime dată la o parte, a rămas 3 pe 4 din A. Adică 3 segmente din 4. Davide, ce propui? Tu, Davide, zi. Nu zic să lăsăm pe segmente. Păi asta vrem să facem. Dar Daria nu are răbdare și o invit din nou să fac așa. Daria, încearcă să stai într-un dialog cu tine, să urmărești când am plecat pe un fir în raționament, să-mi lași libertatea să mă duc până la cap. Că așa când... Pocăiși, îl frângem și nimic nu se înțelege. Am început prin segmente, da? Trebuia să avem răbdare, să vedem dacă ne pot muri prin segmente și până să încercăm să ne ducem în altă parte. Deci, spune așa, dacă ar avea cu un sfert mai puțin decât are, și am zis, hai să fie un segment, pentru segment să reprezentăm numărul de mărgele ale lui cui? Ale Andrei, sau cum o chema pe Bianca. Ana, da? Printr-un segment pentru Ana. Domnul profesor, n-am putea să numărăm segmentele. Păi, și de fapt... Păi, nu faci bine acum. Am atras atenția lui Daria. Să mă las să mă urmări. Am înțeles segmentele. Deci, de bea acum am înțeles și eu. Un pic. Deci, să le numărăm, să vedem ce avem de numărat. Deci, practic, dacă e cu unul mai puțin, o rămas 3 pătrimi, da? Mergem mai departe. Păi, despre Bianca spune că jumătate. Eu nu știam, am zis un segment așa și jumătate, dar am fructificat la sfârșit că ele, după ce se întâmplă asta, sunt egale. Ia uite-te acolo, Davide. Da? Deci, practic, am gândit așa eu. Știi că segment e de... Ai răbdare, nu știu încă mă organizez mintea. Corect. N-aveți răbdare, asta e. Urmărim segmentele, tu vezi, vreți finalul repede să ajungem acolo, dar trebuie să elaborăm raționamentul corect. Deci spune așa, că după ce se fac niște mișcări, rămân egale, da? Ca număr. Adică 3 pătrimi din A, cu jumătate din B, cu jumătate din B. Iată că eu am făcut pe B, da? De două ori mai mare, ca să vă duc la exact aceeași lungime. Uitați, asta. Da.
Și... ceul de trei ori. Ceul de trei ori, am zis, mă, să, ceul trebuie să fie mic. Corect. Trebuie să fie mic, atât trebuie să fie ceul, ca să le iau de trei ori. Și să mă duc în egal... să mă duc în egalitatea aceea de sus. Corect. Și deul și egal cu de. Și egal cu de. Cât e deul? Deul e cât A, cât e ce? Cât B, cât ce? Cât jumate din B. A, deci, așa. Cât trei pe plătim din A, deci pe da. D trebuie să-l fac așa. Da? Asta este deul. Dar deul, fiindcă în componența lui intră, în ce intră aceste trei segmente, aș putea să iau ca unitate de măsură pe ce de bază ceul. Ceul? Eu așa mă gândesc. A, că el e cel mai mic. Că da? E cel mai mic. Corect. Să iau pe ce ca unitate de măsură. Întotdeauna luăm pe cel mai mic. Exact. A, ăsta și este atunci ceul. O să fie mai ușor ca în profesie. Hai să vedem cum o să fie. Și iată... că fiind toate segmentele egale... Aici am 3 de ce. Da. Aici am tot 3 de ce. Corect. Da, 3 de ce, 3 de ce. Avem 3 de ce. Acolo, aici, 6 de ce. În am avut tot, da. Numai ăsta mă interesează. 3 ce. 3 ce, dar fiindcă îl vreau pe B în totalitate, tu ai dreptate. 6 de ce. Tu ai dreptate. Da? Da, 6 de ce. 6 de ce. Asta de ce. 6 de ce. Și în ăla de sus, am să am 4 de ce, da? Atunci, la ce și... un ce, domn profesor, atunci? La ce un singur ce? Așa. Și la ce un singur ce, pentru că urmează... Nu, noi n-am făcut decât să încercăm să găsim egalitatea asta, da? După care, când ne întoarcem în suma asta, A plus B plus C plus D, A plus B plus C plus D, va însemna așa. Un ce. Corect. Apoi plus 3 ce. Unde am să am 3 de ce? Corect. Da. Da. Deci 3 plus 1 4. 4 plus 6 10, 10 plus 3. Aici 10, sunt 6 de ce, cum am spus. De ce sunt 14. Și ca să le aflăm pe ce, spunem că ce este egal cu 28 împărțit la 14. Corect. Înțeles că așa o faci. Dar tot secretul a fost în această reprezentare. Vedeți că de aici a mers problema. Cum v-a făcut domn profesor și ați înțeles, gata. Dar cum ajungem aici? N-aveți răbdare să vă explice. Aici vreau eu să... să lucrăm. Luăm din nou raționamentul. Flavia, m-ai ajuns tu acum, da? De ce nu vrei să mă ajungi? Nu înțeles înseamnă. Păi asta facem aici. Aici facem următorul lucru. N-am înțeles, mai insistăm o dată de 2 ori, 7 ori, până înțelegem. Deci, autorul spune așa, că suma tuturor este 28. Și atunci am început să fac, să elaborez un raționament care să mă ajute să pot folosi tot conținutul problemei. Și spune așa, dacă dă o pătrime din tot numărul pe care îl are, cine dă? Ana, da? Dă o pătrime. Îi mai rămân 3 pătrimi. Îi mai rămân 3 segmente. Deci 3 segmente. Dacă Bianca renunță la jumătate, dacă Bianca renunță la jumătate și dacă... Dacă. Și dacă, da. Dacă renunță la jumătate. Iar dacă Crina își mărește de 3 ori, bucățica care o are, numărul care are, mărește de 3 ori. Și dacă atunci cele 3 fete, cele 4 fetițe au același număr. Deci ca să aibă același număr, trebuie să se întâmple așa. Ana trebuie să renunțe la un sfert, surplusul, da? Un sfert. Bianca să renunțe la jumătate. Darea să-și multiplice de 3 ori. Și da, asta, cum se cheamă, da, Flavia, sau ultima care este Corina, să rămână așa, cu numărul respectiv. Ultimul era D. Da, D-ul acesta. Era Crina. Crina să rămână cu numărul respectiv. Nu era Crina aia de sus? Cred că nu contează, mai copiii, numele lor. Nu mai
nu contează dictată formularea. Exact. Ana, Bianca, Diana și Crina. Diana și Crina. Încă o dată. Ana își micșorează numărul cu o pătrime. Da. Bianca renunță la jumătate. Da. Din mărgele. Daria, sau așa, își mărește de 3 ori numărul. Și Crina rămâne cu numărul său. Atunci, ele toate 4 au același număr. Și simțim repede că segmentul care lucrează cel mai mic este al lui Crina, da? Deci cel mai mic al lui asta care se multiplică de 3 ori. Adiane. Și am zis, ăsta este cel mai mic. Și numărește de 3 ori. Ca să ajungă la egalul cu Ana, 3 pătrimi de aici, jumătate din ăsta și cu Daria. Da? Și cu Daria. Iată că am să mă întorc invers. Am să încerc să pornesc problema de la ceea ce însemna cel mai mic segment. Deci, cel mai mic îl are Daria acolo. Și îl notăm, asta este segmentul lui Daria. Hai să pun tâmpia. Dacă Daria și numărește de 3 ori, deci ce face Daria? Pune încă o dată. Și încă o dată. Deci Daria își numărește de 3 ori. Ia Daria ajunge în felul ăsta la nivelul lui Crina. Ajunge la nivelul lui Crina. Și ea în felul ăsta ajunge și la jumătate din Bianca. Deci Bianca are cât segmentul ei, dar Bianca mai avea încă o dată segmentul acesta. Deci Daria, multiplicându-și de 3 ori, ajunge la nivelul lui Crina, da, și la jumătate din Bianca. Da. Și tot așa devine, înseamnă 3 pătrimi din cine? 3 pătrimi din Ana. Da, ea mai avea o bucățică. Da, dacă e 3 pătrimi din Ana, Ana sigur că mai are și segmentul ăsta. Da? Deci vezi, am egalat aceste segmentele astea, mai David. Faptul că le-am egalat pe acestea, 1, 2, 3, 4, este lucru cel mai important în momentul de față. Iar ca să vedem acum, Davide, ca să vedem câte segmente de astea mici sunt, răspundem. Pentru că, iată, avem aici un singur segment. Mă interesează segmentele acestea. 3. Deci unul aici, care înseamnă, da? 3 aici jos, pentru că e Crina care are de 3 ori cât ea. Aici, câte avem aici? Vom avea 3 aici. Mai avem încă 3 aici. 1, 2, 3. Da? Și în partea de sus, cât avem? Ia, fraților. Și cu aia mică, A. Și cu asta de aici, da? În total, câte veri sunt acolo, dacă urmărim? Câte segmente de veri sunt? 6 aici. 9. 6 aici. Plus 3. 4 aici. 4, 10. 1 aici. 11, 14. 14. Da? 3 aici. 14 segmente. De aceea ce facem? Adunăm toate segmentele. Și zicem. Împărțim 28. Da? Deci sunt 4 plus 6 plus 1 plus 3 egal cu 14 segmente mici. Care un segment mic înseamnă Daria. Da? Deci egal cu 14
ori numărul lui Daria. Și acum sunt 28 împărțit la 14. Și acum vine 14, D egal cu 28. Și D, numai Daria are 28 împărțit la 14 și egal cu două mărgele sau ce are. Două mărgele. Și atunci, dacă... Atunci Bianca, sau de fapt Crina va fi 6 segmente. 6 mărgele? Da. Deci... 2 ori 6 face. 2 ori 3, 2 ori 3. Daria va fi 2 mărgele. Bianca ai spus... Nu, Crina. Crina va fi de 3 ori câte 2. 2 ori 3, 6 mărgele. Bianca o să fie 2 ori 6, 12. 2 ori 6. Egal cu 12 mărgele. Și Ana? Și Ana va fi egal cu... 2 ori 4. Egal cu 8 mărgele. Sau mai bine făceam 6 plus 8, 2. Da, mă rog, faceți cum credeți, important este că să ajungi la acest răspuns. Mă întorc înapoi și vreau să vă invit să vedeți cât de interesant este în clipa asta când aveți egalitatea de aici. Da? Vedeți că avem A plus B plus C plus D egal cu 28 și că 3A 3 pe 4A egal cu B pe 2 egal cu 3C și egal cu D, da? Ei, de aici, dacă o să avem răbdare, cine era unitatea cea mai mică de măsură acolo? D. Ceu. Adică acesta de aici, nu? Da. Nu, ăla e D. Da, a treia fetiță, da. Da, a, așa, așa. Da. D am notat egal cu numărul... de 3 ori C, da? Da, cu ce am notat numărul ei. A, așa, cum am notat numărul. Da. Ei, aș putea să merg mai departe și să aflu totul în funcție de o singură necunoscută aici. Corect, numai așa. Da? Unde crezi? Că e foarte interesant. Da. Nu se poate, am aceeași urmă pe aceeași pagină. Deci, vă rog să aveți aceste două relații scrise. Dar deci, le-am scris pe partea cealaltă. Păi, scriu eu din nou, ca să reluăm acum. Deci, 3 pe 4 ori A egal cu B pe 2. 3 pe 4 ori A egal cu B pe 2, egal cu 3C și egal cu D. Da. Și atunci, acum aș vrea să vă propun... Cred că nu știți în momentul ăsta să rezolvați, nu? Cele două relații. Nu aveți nicio idee cum le-am face, nu? Ei, ia să vedeți cum vă învață domnul profesor. Păi dacă l-am aflat pe A... Păi da, da. Cum? Uite, avem A plus B plus C... Nu, n-am aflat nimic. Noi nu mai știm nimic acum. Acum aflăm. Deci avem așa, că 3 pe 4 ori A egal cu D. Repede, că rupă, există un profesor ceva interesant. Scrie cele două relații, de la început, o foaie nouă, și fii atent. Hai, repede. Repede scrie. Da. 3 pe 4, A pe, 3 A pe 4. Și trebuie să scrie mulțumesc. Repede. Deci avem 3A pe 4, 3 ori A pe 4, da? Egal cu B pe 2. Egal cu B supra 2. Egal cu 3C, egal cu D. Și egal cu D. Am să mai lucrez la relațiile acestea. Deci atenție un pic, copii. Da. Este important să urmăriți ce șanse am dacă lucrez la relațiile acestea. Vedeți, asta are numitorul 4, asta are numitorul 2. Visez, dacă ar avea toate același numitor. Are un puțin pe primul 2. Asta o să mulțim cu 2 și numărătorul și numitorul. Și pe a treia o mulțim cu 4. Și pe a patra cu tot cu 4. 4 e pe 1 aici, da? Da. Și atunci se așează așa. 3 a pe 4
este egal cu 2 pe 4, care este egal cu 12 C pe 4 și este egal cu 4 D pe 4. 4D. 4D. 4D pe 4. Și având același numitor, foarte ușor îmi vine să fac ce? Le împart. Să renunțăm la numitori. Da. Așa să spun. Și rezultă că 3A este egal cu 2B, care este egal cu 12C și este egal cu 4D. Corect. Și egal cu 4D. Deci avem egalitatea aceasta, nu? Pusă la punct 3A egal cu 2B, egal cu 12C și egal cu 4D. Ce facem acum, nu, profesor? Hai găsim... Și eu am ca A plus B plus C plus D, egal face 28. Ce să facem? Cum să facem? Păi, îl împărțim pe... Pe ce? Stați, nu, deci, Să nu vorbim fără să gândim. Întâi să gândim. Cele trei. Care cele trei? Că numai A plus 2B... Să le adunăm. Da. Egalitatea? 3A plus 2B plus 12C? Acolo avem... plus 2 plus 2 plus 4. Acolo avem A, B, C și D, care dă 28. Și... Da, e egal între ele, nu-i plus. Deci, sunt egale. Adică cum ar fi de semnă? Ia să dăm la reacție, ok? Îmi trebuie să mă gândesc să vă spun un număr care să ar împărți la toate, pentru a putea să... Domn profesor, nu aș putea să fac 12C minus, dacă iau un semnel la C, deci minus 11? Nu. Deci ce să fac eu ca să pot folosi cu succes relația de aici? Aici e problema. Asta e, de așa mea. Hai zi, fată. Să găsim un număr. Un număr. Da. Care s-ar împărți la toate, ca să lucrăm. Să lămurțim. De exemplu, 20... dacă ar fi un număr care se împărți la 28, ar fi 12. Da. Care s-ar împărți la toate, da? Dar ar fi 12. Singur. Nu singur, cel mai mic vorbesc. Deci e egal aici care cu un număr. Care s-ar împărți și la 3 și la 2 și la 12 și la 4. 12. De vreți împărți la 12, 1. Un număr K, să zic că aici e egal. Că nu știu ce număr sunt. Tu zici să luăm pe 12. De ce ți-ar place ție foarte mult 12? 12 este cel mai mic număr care se împarte și la 3 și la 2 și la 12 și la 4. Așa. Și atunci, hai să lăsăm cu K. Pur și simplu K, nu știu eu ce să zic în loc de K. Ah, ok. Da? Și atunci ar veni... Iată, 3A egal cu K. 3 ori A egal cu K. 2B egal cu 2. De unde K? De unde A au? Au de aici. Ai K împărțit la 3. K pe 3, hai cu fracții. K supra 3, că știm asta. Vrem cu fracții. K supra 3. Că știm, lucrăm cu fracții. Deci dacă K egal cu... O pic. Urmă 2B, ne ducem la 2B egal din nou cu K. Daria. Poate să le explicăm chestia asta de un profesor, că ei nu știu că putem să luăm pe prima, să egalăm cu K, pe a doua, egal... Păi nu, că e egalitate peste păi tot, da. Uite, toate sunt egale cu K. Și asta e egal cu K, și 2B egal cu K, K, și toate sunt egale cu K. Daria, tu ai urmărit chestia asta? Da. Deci urmărim așa, că 3A egal cu K, 2B egal cu K. Păi dar normal, că dacă e o șir care sunt numai și scoatem pe A, scoatem pe B, scoatem pe C, exact. Și după aceea să le adunăm copii. Ah, și atunci K pe 2. Nu, 2B egal cu K. De unde B egal cu K pe 2, da? Așa. Că nu ne dușim la celălalt, 12C. C egal cu K. Ia vorbiți ca să înțelegem noi, ca să înțelegem. C egal cu K. Și atunci C egal. Și atunci C este egal cu 12 pe K. Nu, K pe 12. Da. Apoi va fi 4D. 4D. Egal cu K. Egal cu K. Și D egal. Și D este egal cu... K pe 4. Corect. Și acum dacă avem A, B, C dar și D. Dar știi pe A, B, B, C și D. Ce să facem? Să ne locuim mai. Ne locuim, da. Și vine ce? K pe 3. În loc de A, K pe 3. 2. K pe 3. Plus K pe 2. K pe 2. Plus K pe 12. Plus K pe 4. Oh, Doamne, ce egal cu? Bine ar fi egal cu cât? Egal cu 28.
Ce bine ar fi acum să avem numitor egal. Același numitor. Oh. Care să fie? Oh. 12. Ce sperăm? Care să fie, Dani? 12. 12, vreau să fie. Deci pe prima să multiplicăm cu cât? Primul înmulțesc cu 4, a, pe al doilea cu 6, pe al doilea cu 1. Pe al treilea cu 3. Da, îl trăsăm așa. Și pe ultimul cu 3. Da. Și atunci devine echivalentă egalitatea asta. Că 4... K pe 12. Pe 12. Și punem K plus 6 K plus K plus 3 K. Pe 12 egal cu 20. Totul pe 12 egal cu 28, da? Și lăsăm acel 12. Îl lăsăm așa. Da. Și acum, ce câți de K avem aici? Avem o singură necunoscută. 14 K. Deci atunci K este egal cu 28. 14 K. 14 K, Darea, nu ne grăbim. 14 K supra 12. Da. Egal cu 28, da? O, ce ușor. Împărțim pe 14. 10. O să împărțim pe 28. Cum să facem? Produsul mie zilele egal produsul extremului. În cruce. Cum am învățat în cruce, la profesor. Deci putem și aici mulți cu 12, da? Și vine că 14 K. Am putea amplifica cu 12 și sus și jos, da? Da. Vine 14 K. Este egal cu 12 ori 28. 12 ori 28 și lăsăm așa. Domnul profesor. Da, și atunci K egal cu? Atunci K, egal cu? Atunci K este egal cu 12 ori 28 supra? Împărțit la 14. Ia simplificăm acolo, copii, ce? Stai puțin să faci mai uite, 14 cu 28 întâi simplificăm. Da. Nu mulțim, nu mulțim. Ca să fie mai ușor. Da. Domnul profesor, de asta. Cu 2. Face 24, 24. Da. Și dacă l-am aflat pe K, acum îl putem afla pe A? Da. Cât? A egal cu? A egal cu 24 K pe 3, adică? 12. Dar ce părțile? Păi K pe 3, adică? 24 părțile a 3. Păi da. Da, așa. K pe 3, uite după... 24. Adică 11. Da, dar uite de puțin. Da, mă, uite. 24, adică 3, 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 mărgele. Adică A egal cu 8. M-am zis că 8 mărgele a dat? Da. Da? Da? B egal cu K pe 2. Ziceți așa ca să vă obișnuiți mai copii. B egal cu K pe 2. Așa că B este egal cu 24 împărțit la 2 care, și B este egal cu 12. C este egal cu, C, cu K pe 12. Atunci C este egal cu 24. 24 împărțit la 12. C egal cu 2. Și D este K pe 4. Deci D este egal cu 24 împărțit la 4 și D este egal cu 6. D egal cu 24 împărțit la 4. Și egal cu 6. Egal cu 6. Mai ușoară era metoda cu segmente. Mult mai ușoară, vedeți? De 10 ori mai ușoară. Deci vedeți ce a însemnat partea aceea figurativă. Da? Metoda figurativă, dar esențial a fost în metoda figurativă să înțelegem mecanismul. Că dacă dă din numărul lor o pătrime, au. Trebuia să le dacă dă, renunță la jumătate. Din B înseamnă că B era trebuia să fac egal cât... Așa. Și este esențial ultima formulare. Deci ele au același număr. Că au același număr, segmentele astea... Că de asta nu le spune că nu au fost egale. Da? Deci da, dar eu n-am convingerea că ei ar fi știut să facă segmentele, domnul profesor. Problema era făcută pentru lucru segmente. Cu segmente, da. Deci, da, și domnul profesor, trebuia să ne dăm seama că trebuie să lucrăm cu cel mai mic ca și să locuim. Așa o să facem. Nu cu segmente, nu mă, s-a terminat în clasa 5. Aici este. Oh, oh. La clasa 4. Aici. Dacă le spune și asta cu camie mi s-a părut excelentă că le-ați dat-o. Da, este la nivelul la care, să zicem, avem o idee cu operații. Să înțelegem cât de cât, operații, adică da, să nu cu fracții. Mecanic. Deci, că suma lor face atâta. Da, și aveți o egalitate, că, mare atenție. Pe 3 pe 4 ori A, egal cu jumătate da, din B. Și... Vedeți, copii? Nu te mai grăbi. Daria, nu mai urmai exact. Să și când... Da. Faptul că avem o egalitate, am pus-o, 3 pătrimi din A, jumătate din B și de 3 ori C-ul este cât D-ul. Toate sunt egale. Această egalitate, cu suma tuturor, de acum, dacă știm să lucrăm matematic,
Nu vă mai speriți. Operații cu fracții. Treaba merge foarte bine. Deci cum v-a zis, cum v-a învățat un profesor? Notați tot cu un K și după aceea puneți 3A pe 4 egal cu K, A egal cu atât. Sau aduceți același numitor și... Da. Foarte interesant, domn profesor, mi-a plăcut foarte tare ideea asta. Deci, în clipa în care... În clasa 5 o să ne ajute foarte mult. Și... Eu mă puteam opri numai la chestia asta, egal cu D. Corect. Ca să nu mai zic K. Și atunci găseam pe A în funcție de D, pe B în funcție de D, pe C în funcție de D și totul era înlocuit în funcție de D. Dacă vă stărie ca. Da. Uitați cum se mai face, o altă idee. Dar voi nu sunteți deschiși, eu aș fi deschisă, uite așa urechile cât pâine ea în locul vostru. Da. Însă probabil că asta e un pic lucru cu fracții, e un pic peste mână și mai dificil. Da, mi se pare așa, parcă... Dar pentru noi. Însă pentru voi, dragilor, problema era doar la nivel de segment. Flavia, dacă am stat și am analizat pe prima variantă, lucru cu segmente, unde anume a fost chestia cea mai importantă? N-ai fi știut să reprezinți. La crina. La crina. La a patra? Care spune că își mărește... Nu, la a patra. La... Unde era... La diana. La crina aici este. Ultima. La penultima. La penultima. Nu, nu. La diana. La a. La a. La a. La. Bun. A... Aici, aici, atenție, că spune că își micșorează cu o pătrime. Și atunci tu, în mintea ta, zici...